fac aici anumite paranteze și apre, precum și a reorganizat și am vorbit Tenei și Ros. Ce vreau să spun, pentru mine rezonanța și dacă vezi conotația foarte puternică a cuvintelor, noi, oamenii, Tenei, Ros, este extraordinar de puternică. Dacă vreți, aș putea să spun că a genera o piață înseamnă, de fapt, a găsi acel ceva, entitate, procese, care are mâni, are nemiri, are Tenei și Ros, sau, mă rog, o combinație de genul acesta. Și ar putea foarte bine să, oricine să încerce să se joace cu așa ceva. Se joace să, și să, o să constate că chiar are noimă când vorbești despre așa ceva. Mă rog, deci practic aceasta ar fi un program așa, o visiune, o schiță de program. România a fost de teatru. Deci vedeți că am în vedere, pe de o parte, sigur, câteva dintre să zicem, determinările care pot fi dezvoltate din aceasta. Pe o linie, să zicem, de tip ființă liberală, educație națională, ființă istorică, autenticitate, de alta, o altă perspectivă a viitorului. Liberac sau devenirii sistematice, iarăși utilizez cuvântul de devenire pentru că, eu zic, evoluția omenească trebuie să o pun sub semnul devenirii. Devenirea înțelegând-o mai degrabă o evoluție cu intenționalitate. Adică eu evoluez ca orice ființă de fie, dar în același timp pot să-mi propun să evoluez într-o anumită direcție cu o intenționalitate, cu o noimă, dacă vreți. Deci atunci, așa, atunci, pe această linie, vreau să încep să dezvolt această perspectivă a viitorului, care, iarăși, fac aici o mică paranteză. M-am ocupat, în astfel, când am fost în toată treaba asta de politicile inovării. Din păcate, ceea ce a reușit cel mai mult României a fost o politică adevărată a cercetării dezvoltării inovării. O politică adevărată, înțelegând inclusiv finanțarea. Dacă vă uitați, trebuia, ne-am asumat odată cu vederea capitolului de educație și cercetare în 2000, când a fost închis primul dintre capitolele care a fost închis, ca să ajungem până în 2010 la 1% din fondurile publice pe care să finanțăm cercetarea, dezvoltarea, inovare. Din păcate, s-a ajuns ca în 2008 să avem cam 0,65%, după aia în 2009 am scăzut 0,2 și ceva, cât era prin ajutorilor, s-a ajutat în 90, și de atunci este singura țară care a rămas acolo jos. Dintre toate țările în europene, doar 6 sau 7 țări au scăzut, dar nu cu atât de mult cum a scăzut România finanțarea pe domeniul CDI. România a fost de cam de 3 ore în 2019 și a rămas acolo, înțelenită în zona 0203. Iar eu vă spun că, de exemplu, aici e o istorie apocrifă care spune că următor. Ideograma chinezească a cuvântului, conceptului de criză este dacă fie din două, care una înseamnă, o știți foarte bine, dar o reamintesc pe cei care, sau sunt pe cei care una înseamnă pericol, alta oportunitate. Problema este în criză să simțiți că ai pericol, dar să te focalizezi pe oportunitate. A te focaliza pentru o politică ai măcării cercetării dezvoltării pe oportunitate, trebuie să dai ceva, să resurse în zona asta, să aloci ceva resurse. Țin cont că politicile în domeniul ăsta sunt politici de cel puțin termen mediu, dacă nu lungi, dacă nu te aștepți, dar primele rezultate se văd după 5-7 ani de zile, cel mai bine se văd după 10 ani și mai mult de zile, rezultatele unei politici adevărate în domeniul acesta. Deci, cum vedeți, din acest punct de vedere, și atunci am imaginat, să zicem, care ar fi, zicem, 4 dintre străpungerile de care ați amintit puțin mai devreme, ideea de străpungere, că doar într-un sistem complex trebuie să găsesc acele străpungeri și sau puncte de acupunctură sau puncte de leverage pe care vorbesc în zona asta. Și pentru mine, mi se pare, România în flux sustenabil, fiind, eu am încercat să dau și o conotație, deci întotdeauna, în orice demers de tipul ăsta, trebuie să-l fac să fie înțeleasă de ce părerea te adresezi și trebuie să încerci cel puțin să aibă o forță, dacă vrei, simbolică și semnificativă, orice nostru program al oricărui politician. Ați văzut ce a însemnat, mai mult sau mai puțin, România lucrurile bine făcut ultimul.
dar, dar și alte programe în alte țări și în alte chestiuni am contat foarte mult. Și pentru mine am încercat să spun despre România sustenabil, care vedeți despre ce vorbește, sigur. Îmi place să spun că și asta este obligatoriu ca să începem să gândim din această perspectivă că, că orice, oricare cetățean și orice entitate, orice organizație, orice activitate economică, orice socială, oricare activitate, dacă nu este sustenabilă, nu e deloc. Deci trebuie să gândesc, pentru că nu am timp, dați-vă atât de scurt în care dacă nu, la nivelul fiecare dintre noi ne gândim în perspectiva asta, nu putem să avem, sperăm la șansa de a ne salva un timp în legațul necesar. România în flux autentic, îmi place ideea de autenticitate, îmi place ideea de tradiție autentică, îmi place ideea de dacă vreți, de un liberalism autentic în care se recuperează, zice, liberalismul clasic, vreți să spun, sau cel adică francezii mari, francezi și așa mai departe, nu posibil, fiind în perspectiva noastră, că din zona noastră de lume a liberalismului. România a fost inovativ antreprenorial, direct, și România în flux european. România e singurul care se zice în estimea de petrenă, l-am introdus aici, pentru că din păcate, în 2019, în a doua jumătate, suntem o deține președinția Uniunii Europene, dacă vă aduceți aminte. Și din păcate nu se face nimic în direcția asta în care să vin cu un... sau să facem un capuțin și oricum schimbările care se petrec sub ochii noștri și care și suterane și nesuterane și de la scroapată și mai puțin și mai și așa mai departe se facă. Și la DNA și la televizor. Așa. Și acum am făcut și, dacă vreți, o exemplificare puțin mai în joacă, dar în orice caz, un joc se pun mai mult, dacă vreau să rămân la băieță matematician, un joc se pun mai mult, România s-a stat la puterea lor, în care, după cum vedeți, la puterea ta cel 1101, 1011, simetrie de chestiile astea și un stat al nevoluției revoluției întreprinzătorului. Revenind la cea când am plecat. E clar că vreau să acolucrăm orice politică care o facem, nu trebuie să lipsească problematica și politica orientată spre antreprinzătorul, antreprenorul, cel care, într-adevăr, este duce cel mai repede România mai multe, dacă vreți în direcțiile care dorim să fie cât mai mult. Și știți foarte bine, iarăși, în zona asta sunt extraordinar de prostrație. Vreau numai rog pentru că ne-a plecat de locuitor sau, mă rog, mi-a de locuitor, este indicatorul, ca și cum am văzut la întrebările inovative. Iarăși, catastrofal, s-a înțeles pe ultimul loc și am povărut în ultimii ani de zile în acest lucru. Și nu ne face nimic și asta sigur este o politică pe care trebuie să o ținem în vedere. Bun. O să vedeți acum, vorbesc de la, de fapt ce însemna acest interventor de inferno, despre, în fiecare dintre ele o să trec mai repede și să vă răspund că este despre ce este vorba. Iar vreau să, într-un fel, să preia, s-a ajutat o pornire la cel drept la Ciudor pentru ATM-ul și am spus în felul următor, după 121 de ani, spun așa, dați un bit de generare de dezvoltare pentru generare sau de generare de dezvoltare, adevărate clase creativă antreprenorială. Iar și este chestiunea care devine, cum vedeți, devine ideea mea. Creativă, vorbim în ultimul timp de economia creativă, creație, economia inovării. În sensul ăsta sunt cele care sunt acele economii care dacă vreți, sunt în prima linie de impact și într-o zonă în care se spune că România ar avea ceva capabil, care că nu știți să repunem la pe linia asta, ce avem ingenuitatea, avem inventivitate, dar mai puțină inovare, în sensul în care înseamnă mai mult, dacă vreți, organizare, în aplica, în sensul scurt, până la cum sfârșiți, ceea ce ar înseamnă un nou produs, un nou serviciu, o nouă experiență. Vorbim și de noua economie a experienței, economie a experienței, care, apropo de bucuria de a trăi, se face prin experiențe memorabile, măsura în care dau clientului și sau consumatorului experiențe memorabile, n-a învățat, nu știu, matematica, lângă de, ca să-l citesc pe
deci știu să-i prezint matematica lui Goethe prin gamification de asemenea natură, încât să-l intereseze și pe ăla care nu-i ca Șerban, sunt sigur că va învăța. Deci este o zonă în care suntem, avem, zicem, aceste de bază, dar trebuie să lucrăm asupra lor, să le dezvoltăm, să le valorificăm până la urmă, în sensul de produse strategice, experiențe memorabile. Deci, și acum am ajutat și... Oricare dintre noi, în sensul în care oricare dintre noi și fie, și, mă rog, și în principal, cine sunt responsabili, dar putem, iarăși, repet, internetul, în momentul de față, internetul, spun de oricare dintre noi, pentru că internetul, cea revoluția internetului, permite, dacă vreți, organizarea la nivelul societății civile de jos în sus. În sensul în care se fac, prin modul meu de acțiune și prin ceea ce fac, se fac inactuale politicile lor, pentru că eu vin de jos în sus cu propunerea de politici și implementări foarte interesate. Sigur că am nevoie de a da un bobârnac pentru a porni acest lucru. Și bobârnacul ăsta trebuie făcut într-un fel sau altul, pentru că pe o apatie și pe o să zicem, situație clară din România, am nevoie de acest lucru. Până la urmă și ultimele alegeri prezidențiale au demonstrat acela lucru. Internetul a făcut diferență. Hai să vă revine de deci. Așa. L-am punct așa în găsă, dacă vezi, un ce se una, un, una mie, nouă. Una sută ție, vouă. Zero lei, zero. Deci zero ce înseamnă fiecare, un zero. Zero lei la șpătăria. Dacă vreți, un leu la birocrație, una oră înregistrare, 0 ore avizare, 100 ore lumânare, una mie ore consolidare. Și acum o să fiecare dintre ele sunt explicate de fapt, înseamnă în fiecare spate, în fiecărui set rând, există o politică care vine și spune ceva din perspectiva de care vă spuneam. Mă rog, uite, cum vedeți, se poate starta, deci să startez eu, că suntem foarte în, suntem foarte în urmă cu startarea întreprinderilor inovative și atunci peste internet, pentru tinerești, așa peste internet, orice întreprindere economică și sau socială, NGO, ce vreți dumneavoastră, se poate face foarte ușor, măsura în care cineva... Sumă proiect, un program. Da. Deci, vedeți, se poate, deci nu în genere, dacă vreți, acest program este startat doar într-o oră de înregistrare online, cu capital inițial din de atâta, în care cu taxe minime de atâta, în care, bineînțeles, vin fiecare și fiecare, dacă vreți, terpitate și în spatele lor, dacă vreți, fiecare un alt program de politică publică, de a face o politică de acest fel. Vedeți aici, și inclusiv, în plus, amenea startup abuteratoare, este, se inițiază printr-o procedură de achiziționare inovativă de servicii publice. Un proiect pilot voluntar implementat în 3-5 orașe, 3 de mare, de pe, cel puțin câte 3, un mare mic municipiu, și în măsura și pe ăstea 3 și care să competiționeze între ele și cel care este mai bun va fi verificat la nivelul național și regional sau și așa mai departe. Deci, să zicem, sunt multe alte lucruri de spus, dar mă opresc aici că probabil că am ținut cam mult în momentul de și sunt deschis pe o dialog în continuare și pentru întrebări și pentru lucruri. Mulțumesc! Pentru că astăzi microfoane sunt cu fir, nu fără, o să vă rog să veniți mai aproape ca să puteți spune întrebările, că nu putem să aducem microfoanele până la dumneavoastră. Într-o notă ușor glumeață, ca să încălzesc atmosfera, aș spune că ce ne-ai prezentat aici așteaptă un candidat. Da, deci mai trebuie și candidatul și avem proiect politic. Până eu, pe candidatul, poate să fie colectiv și startând de jos în sus, de acolo. De fapt, să știți că mi-ar place să încercăm cel puțin și probabil că dacă încercăm, reușim în asemenea de mers. Spuneți
schimbând puțin perspectiva, aș vrea să subliniez câteva atribute ale lui Aaron pe care o parte dintre cei mai proaspăt veniți poate nu le știu. Aduc aminte când l-am cunoscut prima oară, Florin Munteanu a spus despre Aaron că este persoana pe care o cunoaște cea mai capabilă să facă o documentare profundă din câte cunoaște. Și pare că câte referințe a făcut în cursul discursului a fost așa o mică, n-am vrut să spun la început, mai că să nu cumva să promit ceva care nu se întâmplă, dar scuze. Dar cred că, așa, observând de la distanță discursul, s-a văzut câte referințe de documentare există în spatele afirmațiilor. Deci, din perspectiva asta, jos pălăria. Dincolo de asta, întrebări, comentarii, dacă sunt, cu drag le așteptăm. Observați. Șerba. Să nu fii prea. Observați. O primă observație și după aia un comentariu pe care nu ți-l adresez, să-l adresez Sărbii. Tu pornești de la convingerea personală, da, că toți oamenii sunt educați. Nu, eu pot să pot, nu, eu dacă vrei, pot, eu... Deci există... Nu, stai, deocamdată. Tu asta credeți pe mine, lasă-mă să spun ce cred eu în legătură cu această afirmație. Pentru mine, eu pot să spun că pot să creez în care oricine poate învăța. Dacă vrea. Da, sigur, dacă vrea, să nu înseamnă că motivația... Uite, eu îți dau un exemplu. Statisticile la Google devine cum le citești. Există superbe site-uri științifice. Da. Da. Și tu te să vezi câte accesate sunt. Sunt savanți care își iau din timpul lor